Salutare, prieteni, bine ați venit la un nou vlog și astăzi facem ceva. Ceasul e atât foarte frumos. Trebuie să vă aduc 1, 2, ceasul e de jumate aproape. Și astăzi e, adică înainte să treacă de 12 era duminică, acum e luni și la ora 5 trebuie să ne sculăm toți, să ne sculăm și să merim la casa nouă care o să ne mutăm. Deja am adunat ceva lucruri, sculele, niște mese. Am mai adunat o grămadă de lucruri, am pus în mașină și o să ne sculăm. Adică ăsta înțeleg că eu o să stau sculat. Bun, suntem departe, la 400 de kilometri până acolo și o să facem mult până acolo. O să vină la casa noastră. Eu o să mă duc, Eli, Ela și Manu. Mami și tata, ce mă duc, așa e. Na, asta nu e prima dată când mergem la casa noastră. Prima dată când am fost, nu am filmat. Nu știu de ce, dar am uitat să fac vlog, să vă arăt casa nouă, nu știu ce. Da? Acum e momentul să vedeți și voi casa. Adică știu că nu o să vă placă, că nici mie nu-mi place, dar a fost ieftină și un pic mare, un pic, dar o să o distrugem noi tot, nu chiar tot, o să distrugem ceva de acolo și o să construim noi cum vrem noi, cum ne place, și o să facem tot perfect cum vrem noi. Bun, așa că acum am făcut numai intro și o să ne vedem dimineață la ora 5 înainte să pornim. Așa că ne revedem mai încolo când trebuie să pornim, să ne pregătim să pornim. Și cred că dacă o să reușim să facem centrala, atunci putem să stăm acolo câteva zile. Pentru că e foarte plină casa. O să vedeți voi după aia cât de plină e casa și de ce trebuie să stăm noi atâta. Noi încă nu ne mutăm de aici, din blocul ăsta. Merem numai ca să ne ducem niște lucruri, să mai facem loc pe acolo, ce nu e bun îl aruncăm la gunoi, ne întoarcem și când o să merem iară ducem o grămadă de lucruri. Tot așa, până ne-am dus toate lucrurile și o să ne mutăm de tot. Bun. Acum o să vă las, revenim dimineața pe la vreo 5, când trebuie să pornim. Revenim! Oameni buni, se pare că trebuie să mă grăbesc un pic, că am întârziat. Nu pot să filmez chiar așa bine. Uf, domn, ce rog pe mine. Am întârziat un pic. Cum am revenit în mașină? Bun, oameni buni, am ajuns. Ne-am dus la un magazin, adică nu am ajuns. Acum avem încă 30 de kilometri
Bine. Hello? Asta s-a luat și sushi. Asta atât de căcatul are pe el, mâncăți așa. Nu știu cum să-l mâncă. Să ne dai cheile. Am opris de mea. Nu știu cum se zice la orașul. Nu știu cum se zice la orașul ăsta. Vine să mă cac. Mamă. Am ajuns, oameni buni, acum aici e poarta, cum te simte să parcheze, acolo e așa, aici e ușa. Uite, ești prost. Intrăm, am intrat în casă, a doua oră. Aici e, nu știu ce, acolo e cameră, hai să începem cu camera asta. O cameră simplă. Miroase un pic urât. Ce pe normal, un pat din ăsta, lumina, numeri, nici n-are bic. Bun, trecem mai departe. Mergem, aici ai bucătăria, cam așa, deci începe, toate astea. Frumos, tot, nici care așa fain. Tăci, pe tavan avem aici, tot. Aici, cu un șpaiț ceva, cu scule. Aici ceva, să nu numai niște haine. Aici cobor jos, am ajuns. Aici e viciu, tata. Frumos. Aici e vana, doamne ferește, cine face baie, tata, aici? Asta nici nu zici că e baie, e nebun. Doamne ferește, las că le facem noi la loc. Ați văzut deja cum hai să intrăm aici. Aici e ca o cameră. Prietele ăsta o să luăm tot jos și o să facem salon. Tot întreg, așa mare. Aici e așa tot. Cu vlogul. Aici azi prostiile astea. Toate lucrurile. Bla bla bla. Vedeți? Cam atât. Aici e deja salonul. Foarte fain, vedeți acestea noastre. L-am adus data trecută când am venit aici. Păi se moare Jackson. Așa frigui. E fain, măi, aici o țără. Pe afară și el. Acum să merem sus. Prima dată. Prima dată, auzi că prima dată. Acum merem sus. Ușa asta
nu știu ce, dar nu se deschide. Hai să mergem. Tata e ceea ce din astea scăi, tata, ca aproape ca tata așa. Deci uitați, aici am coborât. Aici e sămeri încolo. Vedeți așa frumos și sunt ca cei sămeri. Hai, mergem primul dat pe aici. Asta e bucătărie. Asta e bucătărie. Da, o să o facem în cameră. Aici are ce facem asta. Ce ăla? Hai, stați. Acum trecem așa. În plin, mă, cu toate lucrurile astea. Casa a fost ieftină. Și șuia noastră, tată. Uitați, că le podul merg mai încolo sus. Unde ești? Nu mai închidem. Aici e camera lui Eli. E fain, numai că trebuie și asta reparată atât. Cum intrăm aici, în altă cameră. Bun. Păi, bun, cred că cineva a fost aici și controlat. Uitați, suntem plin cu lucruri. Plin, plin. Uitați, vedeți prietele ăsta, ce mai cărui. Uitați, avem și ei să mă arge Xana. Frumos. Aici a stat un din ăla posedat de proști și să mă apuze cu femei aici. Cam atât. Frumos. Asta e camera mică. Asta e alu Ela, camera. Asta e alu aia mai mică, soră. Camera mea, încă nu știu care e. Cred că o să fie aia din pod. Adică o să facem și un pod camere. Vă dați seama. No, care vine cu mine? Unde? Sau golim prima dată tu? Unde? Că trebuie să tot golesc eu, ăla. Hai să golim ăla și pe aia să golim. Cine? Cine vine? Eu. Tata. Ați văzut podul? Ia. Cum e? Urât. Vreau să-l vezi? E mare, e mic. Mic. Așa, așa. Vrei să vezi? Hai să văd. Nu, dar n-am adus mănâncare. Da, mai stați țăr, că eu mă duc până sus. Hai. Da, ține-ți-le, fac. Acum merg în pod. Ce scărmari, bă. Și podul. Na, ești gata, mă, în pod. Stai să văd tătul, mă. Stai, mă, hai, prima dată în pod. Hai, ce? E bucătărie. Ia. Aha. Nu vine să respire aerul ăsta. Aici e camera lui Ela. Ce? Asta, aia lantă e a lui Tiță. Lui invers. Dibu. Ce ăsta? Meri, meri, meri. Vezi aici, mă, Rocky. Du-te. La copilul mi se placă aici. Ce faci, mă? Tu ai venit sus. Nu vezi, a fost un bulangiu aici. Du-te, mă, bulangiu. Ce pute? Fu, ce pute aici. Aici este la prie. Aici la bătea la bătea. Ceva normal. Bine, te-ai închis ușa, băule, să ne murim aici. Să ne murim. Aici, e.
e mai mare, mă, decât alută. Tata e cea mai mare, boule. Nu-i. Aloe l-ai. Ia. Hai, dați în pod. Nirvan, da, am venit în pod. Eu nu mă duc. Vim în pod, hai. Da, ăștia nu ne ceartă. Ba da, tat. Tat. Mamă, tată, ce mare e podul. Bă, nu știu, acum parcă e mare. Aha, e plin, nu vezi? Zâmă, este sau nu? Nu, este. Ioi, mi-e frică să nu calc undeva ca să cad. Bă, țără mare, mâncați așa. E mică, mă. Ce mic, mă, că e destul de bine. E mic. Aha. Stai numai să vezi când facem noi camerele. Deci o să facem două camere. Eu. Camera mea și al lui Manu. Nu, a ta. Ba da. Atunci nu mame, dacă tu nu vrei. Nu mame. Sau pot să te fac, pot să fac ceva. Vezi aici asta. Vezi? Vezi aici asta. Aici ne punem gips carton. Gips carton și aici gips carton. Și aici se mele. Pa, aici se cămără mea. Asta, știi? Știi? Că și sus se poate urca. Nu știu, ăla e podul original, asta scadă. Acum să vedem un mort aici. Ce e aici? Hai că nu poți să respiri aerul ăsta, că vezi. Mamă, ce geam, unde e geam, ai văzut? Undeva acolo, pe ăla. Pe acoperiș. Să vedem cum mă duc eu acum în cap. Mă duc eu primul. Nu, no, știi ceva, merg tu, că poate tu ești prost să mă împingi. Ce sunt? Prost. Prinde-mă de mână. Hai că o să zic ceva când cobor. Hai, hai. A, pe și eu ce bine pot să prind metal. Prinde-mă cum trebuie când eu mor. Eu cum ne-ai pot să mă duc atât să mor? Tu nu mă ține. Să știi că m-am pișat un dat și tu. Bravo. Nu mă închide în ușa. Eu nu înțeleg ce baie face ăștia, ce scări, nu știu ce. Eu nu înțeleg nimic din casa asta. Deci scări aici, ce mai e? Chiar pot să cobor. De 5 ani cobori. Hai, mai, nu se vezi o sură. Hai, lăsați. Ce casă mare? Da, mă, ferește. Sunt bune, deșteptule. Da. Am călă, nu? E faină, bă, casa o țără. Că, na, bă, cel mai mult de aici îmi place, exact aici ne îmi place cel mai mult. În locul ăsta și în salon e cel mai fain. Aș fi vrut să fie cameră, dar mai bine am camera pod. Așa de multe lucruri. Cele mai multe lucruri sunt mașini aici. Nu știu de ce, tată. Dar sunt o grămadă de mașini. Uitați, aici una. Toate originale de fier. Așa ceva n-ai văzut. Ține-mă de mână. Foarte frumos. Cine știe? E fain, e fain. Mă așteptam să găsim ceva telefoane data trecută. Și nu știu ce. A găsit, am găsit un telefon pe buton. Ce ești? Văd multe lucruri. Dar nu mi-e așa interesant, pentru că deja am controlat a trecută, știm ce este. Ce am, este cam atâta. Parcă e mică casa.
Avem sobă, tata. Nu e unde să mă chiș. Oameni buni. Aici îmi place mie să stau. Locul ăsta chiar era fain. De stat. Uite, acel mă vă mâncați și cum mă vă mâncați așa. Bun, deci frumos a fost drumul. Nu o să vă vine să credeți ce am făcut. Am văzut o sticlă de suc și mie cum era așa de somn, am luat-o, am deschis-o, am băut o picătură, după aia când am lăsat-o jos, direct am adormit. După aia mă scol pentru că sunt ceva rece pe mine. Ce a fost? Tot sucul, tot. L-am scăpat pe mine. Și încă îs ud aici în țără pe pantaloni. Se pare că nu o să mai stăm aici câteva zile pentru că taică meu are mâine ceva programare. Cam atât a fost vlogul. Cum lasă camere, filmă și multe prostii sunt aici. Și ăsta a fost vlogul. Cum v-am arătat acasă, nouă. Deci voi acum știți cum arată așa. Și când o să fie tot gata, pregătit, o să vedeți cum o să arate. Sper să arate bine. Casa asta am luat-o numai ca să o facem noi frumos, tot perfect, o punem la vânzare și atunci cu banii ăia mulți o să îi luăm și mergem în Spania, tata, și acolo ne luăm o casă și acolo trăim toată viața. Poate. Bun, și am, se pare că nici o să încheiem acest vlog, că i-ați văzut toată casa, deci sper că v-a plăcut acest video, uitați, tata, like, subscribe și share, să vă atunci pentru voștri acest video să facă și ei același lucru. Aveți un link în descriere cu Instagram-ul meu, dați un follow ca să facem 400 de urmăritori. Scrieți în comentarii ce vloguri să mai fac și cam atât a fost acest video. Salutare!